Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am ieșit și eu puțin în parc. M-am gândit să fac și un vlog. Ia uitați cum e în parc. Super șmecher. Așa sper că o să fac provocări, dar să mi le dați. Da, cum vă spun să mi le dați. Aici cu penis bordul meu. Hai să ne plimbăm puțin cu el. Nu uitați să vă abonați și mă scuzați că n-am mai postat, dar nu mai am avut timp și da, școala. E vineri, ia uitați ce alee lungă, unde duce la niște aparate, mă rog, sau aici suntem mai mulți. Și da, sper să vă placă. Mă plimb cu pennyboard-ul și mai vorbim. De miliarde de ture cu pennyboard-ul, am reușit și eu să mai învăț, pentru că mi l-am luat acum câteva zile. N-am putut să fac unboxing pentru că s-a desfăcut foarte greu, am încercat și a stat o jumătate de oră și chiar mi-au mai rămas niște folii pe el, deci pennyboard-ul e gen ca o trotinetă fără mânere și așa, uitați-l, e original, am luat de la Decathlon și na, uite, a mai rămas folie, v-am spus eu. E un vlog mai neinteresant așa, pentru că sunt în parc și e toamnă și arată foarte frumos peisajul ăsta. A, și vreau să vă spun că vă rog eu din tot sufletul să intrați în clanul meu. Sunt pe un cont în clanul lui Maria Maria Dana. O să vă las o poză aici cu în ce clan. Vă rog eu din suflet, mi-a picat și mie ai Swizzer și sunt Arena 7. Și vă rog eu să intrați la mine acolo, pentru că e un clan care dau e-leader la primii 4, mi se pare, și deja au intrat 3. Vărmiu, un prieten, și să intrați și voi, sunteți bine primiți, tot ce vreți voi. Și, da, în curând o să fac un prank unui prieten care o să vină, deci fiți pe fază, și un chem mai edit. Vreau ca vlogul ăsta să nu fie foarte lung. Uitați ce priveliște frumoasă. Sunt foarte răcită, adică vorbesc până azi. Și uite, deci vara, mai verde pe aici, știi? Și bălării cu hârtie aruncate pe jos și nu știu, toamna niciodată nimeni nu aruncă pe jos. Și o priveliște foarte frumoasă, o să fac o poză așa. Pentru thumbnail. Da, ne mai plimbăm cu pennyboard-ul. O să vă arăt și niște aparate foarte interesante. Fix înainte sunt. Acolo, undeva. Hai să mergem la aparate să vi le arăt și vouă. Liniște totală. Adineori a trecut o femeie pe lângă mine care a zis, a râs de mine, ce faci cu acel telefon? Ce faci? Te filmezi? Vorbești singur? Ok, da, deci două persoane au trecut pe lângă mine, una m-a recunoscut, restul râdeau de mine și acum trece o femeie și nu vreau să mă vadă că vorbesc singur. Mă prefac că vorbesc cu cineva singur, dar toate babele astea nu știu ce e ăla singur. Hai să vă arăt, mă rog, aparatele, că am ajuns. Trece o femeie. Ok, deci femeia s-a oprit pe o bandă rulantă din parc, uitați acolo. Și nu pot să filmez de ea, pentru că o să râde de mine. Și chiar nu vreau să mă fac de râs. Pe aici. Chiar nu vreau să mă fac de râs. Așa că mă duc la alealte. Unde sunt mult mai multe, dar mult mai nașpa. În parcul celălalt, adică în parcul celălalt. În partea cealaltă unde e baba aia, sunt multe. Și vreau să vă spun ceva, că o să postez din ce în ce mai rar vloguri, pentru că, nu știu, îmi place să fac vloguri. Sunt mult mai ușor de făcut. Daily vloguri, pardon. Hai să vă arăt aparatele astea, cum sunt. Și iar sunt femeia acolo. Iar a trecut o femeie care mi-a zis, ha-ha, vorbesc singur. Am spus de sim-simi că vorbesc cu el. Ciudat ăsta. Tu-tu-tu-tun. Așa. Și încă o dată, bum. Ok, astea sunt aparatele și ăsta în care stau eu. E ăla de acolo, uite.
În ala mă dau eu. Și da, o să mergem acum la lac, ca să vedeți o priveliște mai frumoasă. La lac și se vede că e destul de seară. Și aici e o clădire mai bântuită, așa. O să vă arăt și lacul. Hai să vedem ce e la clădirea asta. Mi-e cam frică să merg. Ok. Uitați cum e clădirea. Deci, așa. E cu vărmiu. Ok. Urca mult. Măcar e o priveliște frumoasă. Uite cât am urcat. O să prind niște cadre. Mamă, ia uitați ce e. Super șmecher. O să prind niște cadre cu ea. Am prins niște cadre, o să vă arăt niște poze. Uitați aici, în dune sau ce-o fi. Aici sunt cu vorul meu. Bună! Da. E din Anglia, da. Asta nu contează. Ia, dăm puțin bățul. Nu l-arunci. Dar nu, dar luăm înapoi. Deci, un băț așa lung, ia să vedeți. Nu, doriți! Dați că ne încem jos și luăm, da? Ok, e foarte frumos. Hai să mergem la mai aproape de lac, adică pe acolo. Da, hai să mergem. Hai. Iar el lumea este uită la mine ciudat. Ok, am ajuns mai aproape de lac cu vărul meu, care nu știu unde se duce. A, să-și abățu. Mamă, ce frumos e. Unde e bățul meu? Nu știu. Ok, e o priveliște și mai frumoasă și o să fac încă o poză și mai frumoasă și mă scăzi pentru păr. Stau foarte nașpa. Da? Ia, haide, Giulio, să le arătăm aici. Ha! Ce căcatul e? Tu cu acest daily vlog, dacă v-a plăcut, s-a pus să spunem like, deja s-a înserat. Așa? O să mai fac un episod cu Kendama mai edit, cred, și dacă Kendama ar vorbi. Deci, cam atât cu acest videoclip. Să vă abonați, dați un share. Pa, pa!